Bine să spunem noi de la bun început, ne-am aproape săturat să așteptăm și în fiecare sabat să dorim să fim împreună. De fiecare dată ne propunem ca săptămâna viitoare să fim gata. De fiecare dată se întâmplă câte ceva. Săptămânile acestea din nou a trebuit să ne punem măști, din nou a trebuit să luăm măsuri de prevenție în legătură cu ultimele izbucniri de coronavirus. Sunt o sumedenie întreagă de lucruri care au apărut între timp. Ne-am fi dorit să fim aici. Muncim contra cronometru pentru a crea o atmosferă deosebită. Nu se știe cât timp va trebui să ne întâlnim de aici încolo către 10, 15, 20, 30, 50 de persoane, dar nu toți. Nu se știe câtă vreme va trebui să fim așa. Și atunci am zis, Doamne, dă-ne o posibilitate să măcar să stăm de vorbă, măcar să putem transmite cuvântul Tău, măcar să fim împreună pe calea aceasta. Pe de altă parte, ne-e și teamă. Ce se va întâmpla dacă după ce s-au scurs aproape 100 de zile de stat acasă în fiecare sabat, dacă de acum înainte vor mai urma încă alte 10 de zile, oare nu vom ajunge la concluzia firească de fapt, sau de altfel, că e bine și așa? Și că sabatul este mult mai convenabil de petrecut în fotoliu decât pe un scaun incomod la biserică? E mult mai frumos să stau acasă când pot să și mănânc și pot să mă și relaxez decât să vin la biserică unde trebuie să iau o poziție mult mai, eu știu, heruvimică. Adică, vă aduceți aminte? Heruvimii din Isaia, care cu două își acopereau picioarele, cu două zburau, cu două își acopereau fața. Actul închinării la biserică este oarecum mai provocator. Acasă pot să fiu mai relaxat. Și nu este aceasta o formă mai blândă, mai convenabilă, mai în zona mea de confort, astfel încât să aleg de acum înainte să fie mai bine așa? Îmi spunea un coleg la un moment dat că ar trebui să ne obișnuim cu această nouă formă de existență a bisericii, că ar trebui să ne pregătim în felul acesta. Vreau să vă spun, fraților și surorilor mele din Loma Linda, ceea ce lucrăm acum, acest studiu și sala de dincolo, nu este pentru că ne pregătim ca serviciile divine, ca Biserica Loma Linda, ca Biserica Adventistă să fie mai departe, așa, la distanță și pe sticlă, sau altfel spus, urmărită la televizor sau la computer. Nu ne vrem asta. Vrem doar atât. Vrem să ne întâlnim cât se poate de repede, să ne dăm mâna unul cu altul, să ne sprijinim în rugăciune, să ne întâlnim cu orice preț. Mai dați-ne o săptămână. Cred, o săptămână și gata. Și apoi ne vom putea vedea. Pentru ceea ce a fost până acum, mulțumim lui Dumnezeu. Dacă unii dintre dumneavoastră au vrut să vină mai repede și n-au putut, și dacă a ținut de noi, vă rugăm să ne iertați. Dar așa cum spuneam câteva săptămâni în urmă, între timp Dumnezeu ne-a dat niște daruri extraordinare pe care ne rugăm lui Dumnezeu și rugați-vă și dumneavoastră, să le putem să le folosim pentru slava numelui Lui și pentru ca din ce în ce mai mulți oameni să-L cunoască pe El. Bine, ne întâlnim în seara aceasta. Și în seara aceasta cu ceva întârziere. Și pentru asta probabil că trebuie să ne cerem iertare. Frații mei îmi spuneau, ar trebui să începem la timp. Se întâmplă însă ca cu atât de multe lucruri care trebuie să le facem, ceva să nu funcționeze. Ceva ce înainte a funcționat, acum n-a mai funcționat. Așa că, băieții, frații dumneavoastră care stau zi și noapte aici, au alergat dintr-o parte într-alta și ne cerem iertare pentru întârziere, dar suntem împreună. Prin harul lui Dumnezeu. Deci, bine ați venit în sabatul acesta la Cuvântul Sfânt. În sabatul acesta nu ne vom întâlni așa cum ne-am dorit, dar să sperăm că de sabatul viitor vom începe ca lucrurile să fie altfel. Până atunci însă, haideți să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Însă înainte de a ne apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm pentru prezența Lui. Tatăl nostru, în numele scump al Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta
în smerenie și cu bucurie, pentru că ne-ai dat sabatul ca să fie un semn între noi toți și între tine. Și semnul acesta am dorit să îl păstrăm cu iubire, cu sfințenie, cu drag pentru tine și pentru biserica ta. Îți mulțumim pentru el. Fă ca toți aceia care te caută, Doamne, să primească în sabatul acesta binecuvântare, să primească semnul prezenței tale și al aprobării tale pentru viețile fiecăruia dintre ei. Și apoi să ne deschizi cuvântul tău, să ne dai asigurarea că ne iubești și că ne vei conduce prin orice ce ar putea să vină înaintea noastră. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Frații mei, de multă vreme nu ne-am mai ocupat de ora profetică. Au fost evenimente destul de mari care au ocupat orizontul nostru. Vă spuneam mai de mult, nu mi-am crezut că ar fi posibil să vină o vreme când toată omenirea să vorbească de un singur eveniment și acesta să ocupe toată preocuparea noastră și toată atenția noastră. A venit vremea aceasta, am trăit-o și în timp ce toată lumea vorbea de pandemie, în spatele acestui lucru s-au întâmplat și alte evenimente pe care probabil că le trecem cu vederea. Și aș dori ca în seara aceasta, în scurt timp, să trecem în revistă vreo 2-3 evenimente mai importante pe care ar trebui să le observăm, pentru că ele fac parte din ceasul acesta frumos al lui Dumnezeu. Înainte însă de a trece la enumerarea evenimentelor care au avut loc în timpul acesta, vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine în Habacuc, capitolul 3. E vorba de o rugăciune. Rugăciunea profetului Habacuc. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Repet, citesc capitolul 3. Versetul 3. Dumnezeu vine din Teman și cel sfânt vine din muntele Paran. Măreția lui acoperă cerurile și slava lui umple pământul. Strălucirea lui este ca lumina soarelui. Din mâna lui pornesc raze și acolo se ascunde tăria lui. Înaintea lui merge ciuma și molima calcă pe urmele lui. Se oprește, măsoară pământul cu ochiul, privește, face pe neamuri să tremure. Munții cei veșnici se sfarâmă, dealurile cele vechi se pleacă. El umblă pe cărări veșnice. Văd corturile Etiopiei pline de groază, se cutremură colibele din țara Madianului. S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia ta sau împotriva mării se varsă orgia ta? De-ai încălicat pe caii tăi și te-ai suit în carul tău de biruință? Arcul tău este dezvălit. Blestemele sunt săgețile cuvântului tău. Tu despici pământul ca să dai drumul râurilor. La vederea ta se cutremură munții, se năpustesc râuri de apă, adâncul își ridică glasul și își înalță valurile în sus. Soarele și luna se opresc în locuința lor de lumina săgeților tale care pornesc, de strălucirea suliței tale care lucește. Tu cutreieri pământul în urgia ta, zdrobești neamurile în mânia ta. Am ajuns la versetul 12 și vă invit spre încheiere la versetul 17. De fapt, 16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele. Îmi intră putreziciunea în oase și îmi tremură genunchii, căci aș putea oare aștepta ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului tău? Aș putea aștepta în tăcere ziua aceasta? Aș putea să nu plâng?
Vă rog să observați, capitolul 3 cu versetul 1 zice, este o rugăciune de cântat în felul cântecelor de jale. Și în timp ce Habacuc plânge la această situație în care Dumnezeu se ridică ca un judecător împotriva răzvrătirii umane, împotriva locului nelegiuirii, finalul cântecului de jale este astfel. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, e greu, e dureros, e teribil. Și apoi, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioare ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Cum putem ajusta aceste două realități? Realitatea aceasta a judecății lui Dumnezeu care trimite pe oamenii într-un colț plin de teamă și viziunea finală a profetului Habacuc în care merge la loc larg, se bucură în Domnul, este Dumnezeul mântuirii lui, Domnul este tăria mea. Dragii mei, teama aparține omului nemântuit, bucuria aparține omului cu încredere în Dumnezeu. Teroarea este apanajul omului pentru care Dumnezeu este un foc mistuitor. Iubirea, împlinirea, dorul, satisfacția și în final ideea că vom fi totdeauna cu Domnul este lucrul care face să crească sufletul celui mântuit. Lumea nu se împarte în două numai în funcție de faptele ei, fapte bune și fapte rele. Lumea se împarte în două în funcție de bucuria pe care o trăiește, în funcție de spaima pe care o trăiește, în funcție de această realitate. Lumea se împarte în două. Fac apel la toți cei care ascultă momentele care vor urma. Sunteți chemați la bucurie. Sunteți chemați la sentimentul de împlinire a credinței că Dumnezeu în sfârșit își împlinește promisiunea. N-aș dori ca cineva de aici să vrea să se întoarcă la Dumnezeu pentru că e târziu și pentru că Domnul vine și să-i fie frică. Și aș vrea să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, pentru că ne-i drag și pentru că vine Dumnezeul în care ne-am încrezut dintotdeauna. E vremea să-L cunoaștem ca niciodată. Amin. Haideți să vedem despre ce este vorba. Voi începe totuși cu primul slide și anume această pandemie numită coronavirus și globalismul. O să rog media să-mi pună primul slide, unde veți observa câteva titluri de presă din zilele acestea. Spre exemplu, COVID-19, evaluând eșecul politic global. Vă rog să observați cuvântul global, care se folosește paralel cu COVID-19. COVID-19 este o boală globală, este o pandemie și de asemenea eșecul sau succesul în legătură sau în fața acestei boli este global. Punctul 2. Germania și Franța susțin eforturile Organizației Mondiale a Sănătății pentru un răspuns global la COVID-19. Deci, Organizația Mondială a Sănătății
face un apel, este forul care implementează această conștiință comună, globală. Dacă vreți să scăpați de o astfel de boală pandemică, va trebui la un moment dat ca toată lumea să se unească, să pună mână de la mână, să pună bogăție lângă bogăție, efort lângă efort și în felul acesta să înfrângem împreună un dușman comun. Ideea globalismului devine din ce în ce mai necesară, mai autentică. 3. O cursă globală pentru vaccinul COVID-19. Interesant, datorită faptului că numărul de contaminări cu COVID-19 a crescut exponențial și în fosta Uniune Sovietică, deci în Rusia, și ea a intrat în această cursă a alergării pentru a găsi un vaccin. Toată lumea vrea să descopere vaccinul. Cine va descoperi primul vaccinul va avea posibilitatea să vaccineze toată omenirea. Cu alte cuvinte, va avea posibilitatea unui câștig global. Așa că merită. Cursa aceasta a vaccinului este puternică astăzi. Este extraordinară. Evident, găsim pe internet persoane pro, persoane contra, discuții de un fel sau altul, dar dincolo de aceste discuții se investesc sume enorme și eforturi extraordinare pentru ca în sfârșit să se poată găsi un vaccin. Și vaccinul acesta este considerat ca fiind soluția pentru viitor. Adică, eu știu, celelalte valuri de COVID, COVID-20, 21, 22, cum vreți dumneavoastră, vor fi derivați din aceeași rădăcină. Ori dacă reușim la un moment dat să găsim un vaccin pentru rădăcina aceasta, s-ar putea întâmpla ca ușor să se construiască mai apoi o hartă a vaccinurilor care să corespundă cu celelalte sau viitoarele întoarceri ale acestui virus. Deci, imaginați-vă că nimic nu este singular astăzi, totul este global. Un alt titlu, cooperarea globală este esențială în contracararea virusului corona. Și ultimul punct, piața bancară, care așteaptă o refacere rapidă după coronavirus, ignoră dezastrul economic și politic. Deci, așteptăm cumva să se termine și așteptăm să o luăm de la capăt sau în continuare. Dar când zicem să o luăm de la capăt, ne gândim că vom putea continua cumva ceea ce a fost. Titlul respectiv vorbește despre dezastrul economic și politic la nivel mondial, terestru. În timp ce coronavirus pregătește oarecum această zonă de globalizare, de ecumenism social, când vorbesc și când folosesc termenul de ecumenism social, mă refer la faptul că termenul de ecumenism vine din o economie, așa anume ideea de casa noastră, idee pe care o va folosi în ultimul timp enciclica pastorală a Vaticanului, vorbind despre pământul nostru ca fiind cosa nostra sau casa noastră. În momentul acesta vom vorbi despre o globalizare sau un ecumenism sub toate aspectele. Deci nu vom mai vorbi despre un ecumenism religios. Asta este oarecum o consecință, dar vom realiza un ecumenism economic, vom realiza un ecumenism social, vom realiza un ecumenism financiar, dacă vreți, politic și religios, evident. Noi am privit lucrurile în felul acesta.
Dar astăzi, când ne uităm mai bine ce se întâmplă, vom observa și observăm că ideea de ecumenism este mult mai solidă, mult mai puternică, cu rădăcini mult mai largi decât ne-am așteptat până în momentul acesta. Astfel că, în momentul în care vedem ecumenismul desfășurându-se la dimensiunile acestea globale și în multe, foarte multe ramuri de existență, ne vom da seama că nu-i ușor să-i faci față. Nu este ușor să-i faci față. Astăzi, spre exemplu, America încearcă cumva să se retragă din zona aceasta și a încercat să-și impună visul ei de națiune, eu știu, prosperă, în care președintele spunea la un moment dat că națiunea americană va fi condusă de americani, nu de acest sistem global. În momentul în care a spus lucrul acesta, America a fost înțeleasă și identificată ca fiind un factor primejdios, un factor de risc la nivelul direcției pe care merge omenirea astăzi. Am fost uimit cât de deschis se vorbește despre lucrul acesta. Un factor de risc. America o primejdie pentru actuala soluție globală. Dacă acest lucru se întâmplă și se vorbește despre o națiune astăzi care încearcă să-și definească propriul său drum, mă voi gândi cu mai mare, oarecum, îngrijorare în legătură cu ce se va întâmpla când nu o națiune care reușește să-și aibă propriile sale resurse, ci un popor limitat ca număr, ca putere economică și ca influență, numit rămășiță, va hotărî să-și ducă drumul său după cuvântul lui Dumnezeu. Cât de ușor va fi pentru o lume întreagă să recunoască în poporul acesta o primejdie, un factor de risc, care ar trebui imediat să fie adus, oarecum, la tăcere sau cel puțin într-o zonă de ascultare de bunăvoie sau forțată. În timp ce ne pregătim în felul acesta pentru o zonă globală, următorul slide mă confruntă cu o altă situație care se întâmplă zilele acestea. Sean King, unul dintre liderii destul de vocali ai mișcării Black Lives Matter, a făcut o afirmație pe Twitter care a stârnit îngrijorarea multora care au citit această afirmație. El spunea așa: statuile lui Iisus Hristos sunt o formă a supremației albe și trebuie distruse. Aveți în partea de jos o imagine din cursul unui discurs pe care Sean King îl ține, deci este persoana despre care vorbim, iar în partea de sus veți observa una dintre imaginile răstignirii Domnului Iisus Hristos, în care Domnul Iisus Hristos, în urma curentului de eliberare a teologiei eliberării, da? Liberation Theology, ca urmare a acestei teorii, Domnul Iisus Hristos este pictat aici ca fiind răstignirea unui om de culoare. Domnul Iisus Hristos aici este de culoare. Nu mai este evreul Iisus Hristos, ci este omul de culoare Iisus Hristos. Poate că pentru mulți dintre noi situația pare inadmisibilă. Însă, haideți să vedem cum gândesc cei ce în 1962 făceau această pictură.
Ei spuneau în felul următor, ei vorbeau în felul următor. Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți. A murit și pentru negri, a murit și pentru galbeni, a murit și pentru albi. Ca urmare, Domnul Iisus Hristos cunoaște nevoile mele ca om de culoare, cunoaște sclavia, cunoaște durerea mea. Așa că Domnul Iisus Hristos se identifică cu mine, așa că de ce nu, în momentul răstignirii, Domnul Iisus Hristos ar putea să preia cauza omului de culoare. Și aici, imaginea respectivă nu este o redare fidelă a evenimentului istoric, ci este o preluare a faptului că Domnul Iisus Hristos ține cu mine. Și El este victimă și eu sunt victimă. Amândoi suntem victimizați. Se poate vorbi aici despre faptul că Domnul Iisus Hristos nu este neapărat cel ce se roagă, Tată, iartă ei, nu știu ce fac. Domnul Iisus Hristos nu este acela care îi spășește pentru mine, ci Domnul Iisus Hristos este doar unul care a fost linșat de către poporul furios al iudeilor. Și din punctul acesta de vedere, El face corp comun cu un om maltratat sau cu omul oprimat al secolului nostru. Ideea este foarte, foarte frapantă, te fură și zici, domnule, interesant, probabil că așa este. Numai că ideea aceasta, până la urmă, neagă realitatea istorică. Neagă faptul istoric, neagă faptul că Domnul Iisus Hristos a fost până la urmă un iudeu totuși, și în ciuda faptului că El a stat lângă omul oprimat, a stat lângă omul care a simțit durerea, în ciuda acestui fapt, Domnul Iisus Hristos este realitatea Scripturii totuși. El s-a născut în Betleem, a trăit în condiția oferită de poporul ales, a făcut apel la credința poporului ales și, cel mai important, a venit aici nu ca o persoană care a murit ca urmare a dorinței publice. Nu, ci Domnul Iisus Hristos a venit aici spunând, îmi dau viața mea, ca iară să o iau. În Ioan capitolul 6 mi se spune, trupul meu pe care eu îl dau pentru viața lumii. 51, Ioan 6, 51. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac și pâinea pe care o dau eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Mântuitorul și-a dat trupul pentru viața lumii, astfel încât toți să mâncăm din el, să avem viață veșnică. Și cei ce vor face lucrul acesta, mâncând din el, indiferent de culoare, vor avea viață. Mesajul Domnului Iisus Hristos este altceva decât mesajul acesta care se împiedică de culoare, de gen, de națiune. Aceasta este unul. Punctul 2, faptul că statuile Domnului Iisus Hristos, picturile Domnului Iisus Hristos, în care El este prezentat ca un iudeu, ar trebui să fie distruse, este o altă problemă. Noi aici, la Loma Linda, adventiștii, noi nu avem statui, nu avem nici picturi, pentru că nu ne închinăm la ele și într-un act de ascultare absolută de porunca lui Dumnezeu, care zice să nu vă închinați înaintea lor, noi ne-am concentrat închinarea într-o zonă în care aceste statui nu există, pentru că porunca spune să nu te închini înaintea lor, deci în spațiul dinaintea lor, astfel încât să dai impresia că închinarea ta are ceva de a face cu ele. Deci nu ne afectează pe noi. Cu toate acestea, aș vrea să spun că actul în sine ridică îngrijorări în legătură cu libertatea de conștiință, libertatea de religie, cu forma de cultură în care noi ne raportăm unii la alții.
Robert Bork, în cartea sa Târându-ne spre Gomora, spunea la un moment dat că suntem într-o situație în care minorități violente pot să conducă o instituție sau o națiune. Iar violența devine o strategie a minorităților, astfel încât minoritățile astăzi conduc împotriva majorității. Lucrul acesta nu fac altceva decât majoritatea care acum tace să acumuleze tensiune. Și pendulul istoriei să se pregătească pentru un nou shift, pentru o nouă schimbare, și anume dictatura minorității să genereze imediat, ca un efect, ridicarea puternică a majorității. Și când majoritatea este dictatorială, dictatura majorității poate să fie mult mai puternică și mult mai dramatică decât a majorității. Ce va fi în viitor? Până unde putem merge cu aceste afirmații violente, cu aceste gesturi violente? Ce se va întâmpla? În ce măsură societatea noastră va deveni din ce în ce mai violentă, mai anticreștină? În ce măsură? Zilele trecute noua orientare democrată, și anume Black Lives Matter, a devenit așa de prioritară și a ocupat un loc așa de proeminent pe lista știrilor noastre, încât aș vrea să înțelegem puțin ce este această mișcare. Astăzi, pentru ca să fii cu adevărat un om democrat, trebuie să fii pentru Black Lives Matter. Dacă ai o instituție, vei fi întrebat, ții cont de lucrul acesta sau nu ții cont de lucrul acesta? Și atunci, tu trebuie să spui că ești în favoarea acestei mișcări și să pui acolo un pătrat de culoare neagră arătând că ești pro Black Lives Matter. Mulți creștini s-au angajat în această mișcare. Mulți au fost pentru, mulți au fost văzuți în primele rânduri, mulți au mers și au îndemnat pe alții. Din ce cauză? Pentru că, la prima vedere, această mișcare are de-a face în mod special cu ideea de recuperarea unor opresați. Și anume, acești oameni au nevoie să fie ajutați, acești oameni au nevoie să nu mai fie persecutați. Acești oameni își cer drepturile lor și noi suntem pentru drepturile umane. Sigur că da, vin dintr-o țară, ca și dumneavoastră care mă ascultați acum, vin dintr-o țară și dintr-o perioadă în care nici nu se poate gândi altfel. Am spus-o și repet, mama mea a câștigat permanent, având un salariu de bază, a câștigat oarecum încrederea în, vis-a-vis de finanțele familiei. Tatăl meu, chiar dacă a adus mai mulți bani acasă, aducea odată, pe urmă se întâmpla ca din cauza sabatului să-și piardă slujba. Și apoi trebuia să stea o lună, două, trei, șase, mi-aduc aminte, odată a stat și un an acasă, căutând o nouă variantă de a-și câștiga pâinea. Și atunci, mama întotdeauna a fost un stâlp al casei. Din punct de vedere al echilibrului financiar, mama a fost oarecum superioară tatălui meu. În familie s-a discutat întotdeauna de egalitate. Nu s-a pus vreodată problema ca mama să muncească mai mult ca tata. Întotdeauna tata zicea, eu trebuie să muncesc mai mult pentru că sunt bărbat, iar mama trebuie să fie privilegiată, fiind doamna casei. Eu, ca bărbat, copil fiind, de asemenea am fost chemat să-l ajut pe tata și să facem ca mama să muncească cât mai puțin.
trebuia să fac curățenia, trebuia să spăl farfuriile. Aveam partea mea de slujbă în casă pentru ca să o ajut pe mama. În opinia și în mintea mea nu se ridică, nu poate să apară ideea vreodată cum că o femeie ar putea să fie abuzată sau exploatată. Din cauza asta, atunci când aflu că s-ar putea ca o anume culoare de oameni să fie exploatați, indignarea mea este și mai mare și spun, nu se poate lucrul acesta. N-aș îngădui vreodată ca un om să fie exploatat pe considerente de limbă. Au fost în armată situații în care băieți din zona Harghitei au venit în pluton la noi și nu cunoșteau limba română, pentru că acolo vorbise numai limba maghiară. Am fost extrem de deranjat la vremea aceea când am văzut că alții se poartă discriminator cu ei. Nu pot să suport lucrul acesta. Cu atât mai mult să văd aici că lucrurile ar putea să meargă în direcția ca un om de culoare, din cauza pielii lui, să fie exploatat într-un fel sau altul. Și atunci, și eu am fost și sunt tentat să zic, ok, și eu sunt pentru. Dar aș vrea să intrăm mai mult în această zonă și să citiți împreună cu mine câte ceva pentru a înțelege oarecum capcana acestei situații. Cei trei fondatori ai mișcării Black Lives Matter, care a apărut în anul 2013, primul dintre ei, Alicia Garza, este un luptător pentru dreptate socială, activist pentru drepturile civile, marxist autoproclamat din Oakland, California. În 2008, ea s-a căsătorit cu soțul ei, pe nume Malachi Garza, care este un bărbat transgender. Cu alte cuvinte, practic, el este o femeie care s-a transvestit în bărbat și apoi s-a căsătorit cu Alicia, având de a face cu două femei care s-au căsătorit, una dintre ele având sexul schimbat. Patrice Cullors este al doilea component, este activist pentru dreptatea socială și predă dreptate civică și organizare socială la Colegiul Prescott din Arizona. Opal Tometi este un luptător pentru dreptatea socială, vă rog să-mi iertați, da, e bine, pentru dreptatea socială, activist pentru organizare socială. Aici este organizare socială, este o problemă. Vreau să vă spun că computerul meu, fiind de limbă engleză, mi-a corectat el ceea ce am scris eu și mi l-a corectat așa, tăindu-mi câte un ă, câte un, așa că îmi fac mea culpa în privința aceasta. Deci, Opal Tometi este un luptător pentru dreptate socială, activist pentru organizare socială și director executiv al Black Alliance for Just Immigration, apărând emigrația ilegală și dreptate socială. Înțelegând puțin cu cine a început această mișcare, vom observa că pe lângă apărarea drepturilor sau ideii de egalitate socială, de remunerație, de locuri de muncă și așa mai departe, avem de a face cu persoane care intră în zona, politicii de sex, unde avem transgender, unde avem homosexuali și așa mai departe. Și cele două realități încep să se unească împreună. În legătură cu agenda acestei mișcări, vă rog următorul slide, dacă se poate, am selectat din crezul lor, îl veți găsi online fără nicio problemă, doar trebuie să vă duceți la Black Lives Matter, What We Believe, am selecționat din acest crez al lor câteva puncte. Evident, sunt mult mai multe puncte, câteva dintre ele. Noi luptăm împotriva modelului occidental al nucleului familiei heterosexuale, spun ei,
sprijinindu-ne unul pe altul ca familii extinse și sate în mod colectiv, ce în mod colectiv au grijă unul de altul, adică un individ de un alt individ, în special pentru copiii noștri, în măsura în care mamele, părinții și copiii sunt confortabili. Problema familiei heterosexuale, format dintr-un bărbat și femeie, devine o problemă pentru ei. Ei spun, ne luptăm împotriva acestui model. Vrem să îl descurajăm. Termenii folosiți sunt mult mai puternici. Termenii folosiți sunt, vrem să-l desființăm. Ne vom sprijini unul pe altul, spune, în așa fel încât să ne putem educa copiii ca într-un sat. Îmi aduc aminte de Hillary Clinton când a spus că pentru educarea unui copil e nevoie de mai mult decât un sat. Folosind același limbaj aici. Știam până acum că pentru creșterea unui copil e nevoie de o familie. De tată, mamă și copilul respectiv. Iar responsabilii pentru creșterea copilului sunt tata și mama. Modele necreștine folosesc ideea de sat, ideea de cetate și așa mai departe. Utopia lui Platon, în legătură cu societatea de la vremea respectivă, vorbește despre faptul că copiii ar trebui crescuți de stat, într-un fel de grădiniță sau creșe, astfel încât părinții să fie liberi, să procreeze mai departe, să muncească și să se și distreze. Dar copiii trebuie să fie crescuți de stat. Este aceeași idee aici. E nevoie de un sat. E nevoie de statul care crește copiii. Pentru că nu părinții sunt factorul determinant. Mă sperie treaba asta pe mine ca părinte. Punctul 2. Noi dezvoltăm o rețea ce promovează genul fluid, nu heterosexual. Am pus în paranteză cisgender. Este un termen în limba engleză care vorbește despre familia formată dintr-un bărbat și o femeie. Iar ei sunt împotriva acestui cisgender. Noi suntem împreună cu intenția de a ne elibera de constrângerea heteronormativă care spune sau impune că totul în lume este heterosexual. Din nou, pentru a doua oară, aceeași afirmație. Mă doare această perspectivă. Mai ales că Dumnezeu a promis în porunca a cincea, Dumnezeu a promis că familia aceasta, dintr-un bărbat și o femeie, este familia care, sau este modalitatea prin care Dumnezeu a ales să transmită binecuvântarea de la o generație la alta și îl spune, veți fi binecuvântați până la al treilea și al patrulea neam în cadrul familiei, dacă tu vei respecta familia, dacă vei respecta pe tată și pe mamă. Distrugeți familia și veți opri contextul în care Dumnezeu transmite binecuvântarea. Aș face apel la cei ce împrumută ceva din gândul acesta sau din felul acesta de a gândi. Aș face apel la cei care sunt pentru desființarea familiei chiar prin divorț. Pentru că divorțul este o primă etapă de desființare a familiei. Aceasta despre care vorbim acum este etapa a doua, mult mai virulentă. Dar și divorțul este o parte din acest moment de desființare al familiei. Și atunci când mă uit bine, din nou înțeleg că în momentul în care familiile se destramă, modalitatea prin care Dumnezeu transmite mai departe binecuvântarea din generație în generație, până la patru generații. Dacă păstrați contextul acesta, această posibilitate se distruge. Vom fi oameni din ce în ce mai puțin binecuvântați. Punctul 3, cu care voi încheia, noi promovăm gândirea reflexivă și lucrăm pentru a o opri, pentru a distruge privilegiul heterosexualității și ca să promovăm cultura de culoare, de tip transgender, în special feminismul transgender și de culoare, care continuă să fie
în mod disproporționat dezavantajat de violența transoponentă. Despre asta este vorba. Trăim într-o perioadă în care aceste mișcări noi folosesc violența, folosesc forța, folosesc concepte care până acum au fost înțelese ca fiind o binecuvântare pentru noi, cum ar fi democrația, libertatea de expresie, libertatea de gândire, libertatea de a comunica. Toate acestea le folosesc într-un mod care conduc la un abuz ca cel care l-am văzut zilele trecute pe ecrane. Vreau să vă întreb și să mă întreb pur și simplu, trăind o astfel de situație, observ că ideea de cultură de masă, masele iau în control destinul lor, destinul civilizației acestei planete, destinul zilei de mâine. Cu mânie, cu frustrare, cu violență. Este asta o soluție? Aș vrea să vă pun să urmăriți împreună cu mine un video în momentul acesta pentru o altă față a lucrurilor, pentru un alt experiment, probabil mult mai creștin decât experimentul acesta. L-am găsit mult mai de mult. Nu l-am folosit până în momentul acesta și cred că este momentul să vedem cum am putea gândi și altfel. Rog media să mă ajute cu acest video. On the road. It all went down on this block in Benton Harbor, Michigan. Back in 05, Jamel McGee says he was minding his own business when a police officer accused him of and arrested him for dealing drugs. You saying the officer made it up? Yeah, it was all made up. Of course, a lot of accused men make that claim. Este intervievat de respectivul și spune este adevărat că ți s-a înscenat o... This is former Benton Harbor police officer Andrew Collins. Un moment în care ți s-a înscenat o fraudă. Cu alte cuvinte, acest domn pe care îl vedeți în fața dumneavoastră acum este un fost polițist în America ce i-a pus acestui domn de culoare câteva droguri în mașină. Și în momentul în care a venit acolo, l-a arestat pentru simplul fapt că zice-se că i-a găsit droguri în mașină. Totul era un scenar. Respectivul recunoaște în momentul acesta că a făcut asta pentru ca să fie promovat. El spunea că cu cât descoperea mai multe crime de felul acesta, cu atât avea posibilitatea și șansa să fie promovat în funcție. Peste o vreme a fost prins și acest polițist, eu știu, nenorocit, a fost condamnat la închisoare un an și patru luni, dacă nu mă înșel. În timp ce omul de culoare negru a fost condamnat 4 ani de zile la o crimă sau pentru o crimă pe care nu o comisese. El mărturisește că în momentul în care era în închisoare, singurul lui gând a fost să-l prindă pe acest polițist și să se răzbune. Lucrurile au avansat în așa măsură încât în orașul mic în care au trebuit să se întoarcă, după o vreme s-au trezit angajat amândoi la aceeași firmă. Uitați-l pe el, uitați-l pe fostul polițist. Și deși domnul de culoare își propusese să-l ucide, dar în orice caz să se răzbune pe el, la un moment dat a fost acolo. I'm sorry. And Jamel says, și față în față cu fostul polițist i-a spus, îmi pare rău. Și le-a zis, mi-a fost destul. După aceea, după o vreme, i-am spus chiar că îl iubesc. Acum lucrează împreună, în același loc, în același restaurant. Mai mult decât atât, au început să discute împreună, au început să discute despre copiilor, despre familiile, despre viitorul lor.
Did you forgive for his sake or for yours? Rămânând prieteni și nu numai prieteni, dar cei mai buni prieteni împreună. Jamel went on to tell me about his Christian faith and his hope for a o realitate. Îmi pare foarte bine că cel ce a făcut gestul acesta de imensă bunătate a fost domnul de culoare. These two guys from the coffee shop can set us up. Mi se pare că acesta este felul de soluție pentru Black Lives Matter. Felul de soluție creștin este net superior cu tot ceea ce putem avea sau cu tot ceea ce putem întâlni astăzi pe străzile noastre. Gândiți-vă la această realitate. Ca o continuare a acestui mic capitol, aș vrea să observați influența maselor de oameni. Vă voi invita să citim împreună două slide-uri cu citate din Ellen White în legătură cu mișcările de sindicate. Lucrarea poporului Dumnezeu este să se pregătească pentru evenimentele viitoare care vor veni curând asupra lor, cu o forță ieșită din comun. Pe pământ vor fi formate monopoluri gigantice. Oamenii se vor asocia în uniuni care îi vor aduna de partea vrăjmașului. N-am înțeles foarte mult cum se va întâmpla lucrul acesta. Îmi aduc aminte că, copil fiind, mama mea, care lucra la spital ca asistentă, era deseori chemată de domnul Nichita, care era de la sindicate, și o chestiona în legătură cu faptul că nu mergea sâmbătă la serviciu. Cu toate acestea, n-am văzut o putere foarte mare în sindicatele din epoca comunistă trecute. Și am zis eu, ce mare lucru, toată lumea se face în vremea respectivă, se făcea că îi pasă de mișcare de sindicate, dar oamenii erau acolo doar sau mai mult pentru ca să câștige avantaje materiale. Li se dădea mai ușor un apartament, o indemnizație, era pus fruntaș și așa mai departe. Toate aceste lucruri, aceste stimuluri, oarecum materiale, contau. Nu mi s-a părut mare lucru. Și am zis, oamenii fac treaba asta ca și pentru alte situații, o fac datorită interesului egoist. Dar nu e mare primejdie. Ceea ce observ pe stradă acum însă, observ că există o mișcare fantastică în care activiști, oameni care știu să electrizeze mulțimile, să-i motiveze, vorbitori motivaționali, lideri puternici, organizează mulțimi de stradă. Interesante sunt politicile de identitate, politicile de crez, neomarxismul și așa mai departe, care fracturează societatea în mici grupuri, grupulețe. Este grupul, eu știu, oamenilor de culoare, este grupul naționaliștilor, sunt grupurile feministe, sunt grupurile oamenilor care, eu știu, sunt dezavantajați în legătură cu plata în instituții. Fiecare e cu bucățica lui. Cu toate acestea, toți sunt uniți prin ideea că toți sunt victime, toți sunt opresați. Și când a fost vorba ca să se ridice împotriva oprimării, toți acești oameni care de altfel nu sunt interesați unul de altul în componentele lor minoritare, au ieșit pe stradă pentru că aveau un țărt comun. Cine face lucrul acesta? Acea forță care reușește să organizeze pe toți aceștia în spatele unor idei care au sens pentru ei. Citesc, monopoluri gigantice vor fi pe pământ. Oamenii se vor asocia în uniuni. Și uniunile acestea nu interesează de partea cui sunt. Unele sunt de partea vrăjmașului în mod direct. Nu vreau să incriminez pe nimeni. Dar cred că în momentul în care aceste uniuni se formează, ar trebui să se intereseze foarte serios de partea morală pe care o reprezintă. Vor fi formate sindicate muncitorești și cei ce refuză să se unească cu aceste sindicate vor fi oameni care vor fi
însemnați din punct de vedere social. În China, această însemnare se face oarecum prin acea supraveghere online care se întâmplă pe stradă, în întreprinderi, etc. Oamenii sunt identificați ca fiind oameni care sunt, care merg împreună cu grosul societății, sau oameni care diferă de societate. Și oamenii care diferă de societate sunt însemnați. Aceste uniuni sunt unul dintre semnele zilelor din urmă. Oamenii sunt legați în legături gata să fie aprinse. Ei pot să fie membri ai bisericii, dar cât timp aparțin acestor uniuni, nu au posibilitatea să păzească poruncile lui Dumnezeu, pentru că a aparține acestor uniuni înseamnă a desconsidera întregul decalog sau legea lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Citatul mai departe merge și pune întrebarea: cum poți să iubești pe aproapele tău în momentul în care tu te ridici împotriva lui, iei libertatea de conștiință, de exprimare sau libertatea pur și simplu de a se purta sau de a aparține unei grupări cu care nu ești de acord? Citatul al doilea, primul citat a fost din cartea Mărturii selectate, volumul 2, pagina 143. Citatul prezent este din Evenimentele ultimilor zile, pagina 116. Sindicatele vor fi unul dintre mijloacele care vor aduce asupra acestui pământ o vreme de necaz cum n-a fost de la începutul lumii. Chaz, chop, nu sunt altceva decât zone care au fost luate din orașe puternice, cum este Seattle. S-a vrut în Washington DC să se întâmple lucrul acesta și să fie pus sub patronajul direct al acestor mișcări care nu cunosc, eu știu, reglementarea morală sau legea morală în zona lor, ci pur și simplu creează spații de anarhie. Zilele trecute, o grupare de genul acesta, bând până spre miezul nopții, până la ora 3 dimineața, s-au despărțit cu focuri de armă. Un tânăr de 19 ani a fost ucis și încă altul a fost rănit. Sindicatele vor aduce o vreme de necaz. Oamenii care vor altfel, o altfel de lume, dar nu după voia lui Dumnezeu, vor aduce necaz. Câțiva oameni se vor asocia să pună mâna pe toate mijloacele care pot fi obținute în anumite sectoare de afaceri. Se vor forma din nou sindicate, iar cei care vor refuza să se alăture acestor uniuni vor deveni suspecți. Am văzut cu ochii noștri lucrul acesta zilele trecute. Mă gândesc la faptul că cuvântul lui Dumnezeu, care se împlinește sub ochii noștri, ne-a atras atenția asupra ideii că aceste mișcări democratice de masă vor fi cele care vor conduce lumea în conflictul final. Ele vor cere la un moment dat o închinare comună. Speriați de ideea că pământul este în situația de a colapsa datorită poluării, datorită oboselii. Se vor da legi în favoarea pământului care vor cere un sistem de muncă și de odihnă care să aibă pecetea globalismului spre care ne îndreptăm. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că această pecete globală se va lega de așa zisa zi de închinare a tuturor. În timp ce Sfânta Scriptură vorbește de o zi de închinare foarte clar ca fiind ziua de închinare din Eden, ziua de închinare de la creațiune, o zi de închinare care va rămâne, spune Evrei capitolul 4, va rămâne până la sfârșit ca fiind amintirea Edenului și a mântuirii. În același timp însă, aceste mișcări de democratice, aceste mișcări de mase de oameni
vor negocia o zi convenabilă pentru toți, dar mai ales ziua care va reprezenta această putere populară. Și ziua care va reprezenta această putere populară va fi copiată undeva din istorie, arătând că, pentru multă vreme, ziua aceasta a marcat, până la urmă, forța umană. Cine a schimbat, până la urmă, ziua de odihnă din ziua a șaptea în ziua întâi, din sâmbătă în duminică? Există o rădăcină prea largă și o istorie prea clară pentru ca să nu recunoaștem că atât bisericile clasice, Biserica Occidentală, Biserica Catolică și Biserica Orientală, Biserica Ortodoxă, au aceeași motivație și anume, păi noi am schimbat ziua aceasta în ziua de odihnă duminica, am schimbat ziua șaptea în ziua de odihnă duminica, datorită faptului că ni s-a părut mai potrivit, datorită culturii vremii, datorită situației și datorită faptului că am vrut să creștinăm întreaga Europa. Și n-am fi putut-o creștina cu sabatul, a trebuit să o creștinăm cu duminica, pentru că duminica era și ziua lor de închinare, dies solis, și până la urmă era și ziua de înviere a Domnului Iisus Hristos. Și am găsit această punte de legătură între cele două și am stabilit această zi ca fiind ziua de creștinare a Europei. Acest motiv va mai fi folosit încă o dată. Va fi folosit încă o dată. Repet, cei ce vor cere o astfel de abordare sunt masele mari de oameni grupate în uniuni care vor cere, în conformitate cu Laudato Si și alte îndemnuri, vor cere o zi de odihnă pentru pământ, pentru familie și pentru suflet. Nu e nimic dureros în această realitate, decât că această dorință se opune fundamental legii lui Dumnezeu. Iar oamenii vor lupta pentru o instituție care nu ține de cer. Ultimul punct ține de Israel. Dragii mei, ne apropiem cu pași repezi de 1 iulie. La 1 iulie, președintele Israelului, Netanyahu, a anunțat că el se pregătește anexarea a noi teritorii din Israel. Aș vrea să observați împreună cu mine, aceasta este zona actuală a Israelului, albastră, aceasta este zona așa numită West Bank, vest, așa, iar aceasta de aici este zona teritorială care se pregătește pentru a fi anexată la 1 iulie, anexată teritoriului israelit. Astfel încât, vă rog să observați că zona aceasta care actualmente este controlată de către palestinieni va fi înconjurată de către Israel, astfel că palestinienii nu vor mai avea nici acces la Marea Moartă, nici aici la Iordan. Mai mult decât atât, zona aceasta care se numește Valea Iordanului este una dintre zonele cele mai fertile în această porțiune, astfel încât palestinienii vor pierde partea fertilă și vor rămâne cu zona care le mai este îngăduită să aibă. Ei bine, următorul slide ne arată că există un întreg răspuns la nivel internațional împotriva acestui lucru. Ceea ce vedeți acum este doar câteva scene din Turcia în care steagul israelian este ars. Dar pe lângă această realitate sunt o mulțime de alte proteste care se întâmplă în toată lumea.
Belgia, spre exemplu, spune clar că Organizația Națiunilor Unite nu este de acord cu acest nou plan și în consecință ea este prima care ar trebui să ia acțiuni împotriva planului care trebuie să aibă loc la 1 iulie. Hărțile ne arată că la nivel internațional doar Statele Unite ale Americii susțin această decizie. În rest, toată lumea este împotriva acestui moment în care statul palestinian practic este desființat. Având suportul Națiunilor Unite și suportul general internațional, palestinienii spun că dacă lucrul ăsta se va întâmpla, ei vor propune să existe o altă hartă, astfel încât Israelul să piardă teritoriile ocupate și să se întoarcă la harta anilor 1967. Tensiuni destul de puternice. Netanyahu știe că în toamnă în America vor fi alegeri. El este susținut de actuala administrație americană, așa că el mai are 6 luni de zile în care lucrul ăsta se întâmple sau nu se întâmple. În timp ce acest timp, oarecum, merge contra cronometru, data de 1 iulie este extrem, extrem de critică. Nimic nu este stabil. Totul este sub o încordare extraordinară. Ce va fi, cum va fi, ce va îngădui Dumnezeu să se întâmple, vom vedea. Un alt lucru deosebit cu care vom încheia este faptul că tot acolo, în zona aceasta, Orientului apropiat, lucrurile nu sunt deloc limpezi și nici ușoare. Israel afirmă că până la sfârșitul lui 2020, Iranul va avea suficient uraniu pentru o bombă nucleară, adică va reuși să mai facă rost de încă o tonă 300 și 300 de kilograme de uraniu pe care îl va îmbogăți pentru ca să obțină uraniul necesar pentru o bombă nucleară. În condițiile acestea, Israel spune că el își pierde securitatea de zonă, așa că el nu poate tolera acest lucru. Evident, Iranul nu poate tolera pretențiile Israelului. Așa că în toate aceste sectoare, tensiuni greu de gestionat se ridică. Vreau să mă opresc. Dincolo de toate aceste evenimente, care ne fac să înțelegem că trăim într-o zonă extrem de sensibilă, extrem de delicată, trăim vremuri care solicită rugăciuni fierbinți din partea noastră. De asemenea, trăim o zonă în care solicită credința noastră, viziunea noastră profetică, astfel încât să știm că Domnul este aproape să vină. Vremurile care urmează nu vor fi vremuri simple. Noua normalitate despre care ni se vorbește va fi o normalitate care ne va surprinde prin complexitatea ei, dar mai ales prin solicitarea ei pe care o va impune poporului lui Dumnezeu. Mai devreme sau mai târziu, drumurile poporului Dumnezeu în ascultare vor merge în altă direcție. Mai devreme sau mai târziu, drumul tău și drumul meu va avea o traiectorie total diferită. Într-o lume atât de întoarsă pe dos, într-o lume atât de departe de Dumnezeu, într-o lume atât de diferită de ceea ce este intenția lui Dumnezeu, tu și cu mine suntem chemați să ascultăm de El, de Dumnezeu. Va fi
din ce în ce mai provocator, din ce în ce mai spectaculos. Lucrurile vor fi atât de tensionate încât va fi nevoie de intervenția directă a lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune, vor fi vremuri în care Dumnezeu va coborî pe pământ, va avea grijă de poporul său, va fi cu mine și cu tine. Vor fi vremuri glorioase. Vreau să te întreb un singur lucru. Ce certitudine ai că vremurile acelea vor fi vremuri ale biruinței tale și ale biruinței mele? Ce certitudine ai? Răspunsul este simplu. Cum stăm acum, așa vom sta atunci. Iar dacă harul ne este dat pentru ziua de azi, probabil că ar trebui să înălțăm o rugăciune la Dumnezeu în legătură cu pocăința noastră acum și aici. Pocăiește-ne, Doamne, pentru ca lucrarea Ta pentru noi să poată să ne ducă la cer. Amin.